Creșterea prețurilor se vede și în apa pe care o beau românii. Potrivit unui studiu, tot mai mulți aleg să renunțe la apa îmbuteliată și să treacă la cea de la robinet. Discutăm mai multe despre acest subiect. Lidia Moise, jurnalist economic în direct cu noi. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă. Bună ziua! Bună ziua! Da, este un studiu foarte interesant, un sondaj foarte interesant, care a dorit să cerceteze comportamentul românilor față de cumpărarea de apă minerală. Ei bine, ceea ce trebuie spus aici este că ne aflăm în fața unei inflații provocate de prețuri. Este o etapă foarte interesantă în care atât producătorii cât și lanțurile de magazine și magazinele în general vor să își recupereze cheltuierile ca să obțină cât de cât un profit sau ca să reziste în piață. Acum trebuie spus și altceva, și anume că populația se adaptează în fața inflației. Și evident, în acest proces de adaptare, care este foarte natural și normal, lumea renunță la ceea ce consideră că poate să fie, eu știu, suplimentat sau compensat de altceva. Și apa este apa minerală, poate fi foarte ușor compensată de consumul de apă de la robinet. Mai este însă și altceva. Când am citit această știre în această dimineață, am mai găsit una extrem de interesantă, și anume că supermarketurile suedeze reduc prețurile alimentelor după ce au simțit presiunea consumului în scădere și îngrijorările crescând cu privire la amploarea inflației în rândurile consumatorilor. Și pe termen lung, această atitudine va duce la o ieftinire a multor produse. Pe de altă parte, vedem Portugalia introduce TVA zero la alimentele de bază în lupta cu inflația. Da. Am văzut măsuri similare și în Slovacia, dacă nu mă înșel, săptămânile trecute. Ce ar trebui să se întâmple la noi? Pentru că vorbeați dumneavoastră despre acest studiu legat de apa îmbuteliată. Da. Când vine vorba de scumpiri, ne întrebăm de multe ori la ce renunță românii ca să facă față creșterilor de tot felul. Pare că apa îmbuteliată a ieșit de pe lista de cumpărători. Vor urma și alte alimente? Da. Acesta un semnal că vom mânca din ce în ce mai prost? Nu. Dacă ne uităm la procente, vedem că într-adevăr au scăzut procentual cei care cei care cumpărau apă minerală, dar o mare parte au rămas totuși fidele acestui obicei de a nu consuma apă de la robinet. Eu nu cred că România își permite acum să reducă taxele, și așa taxele la alimente sunt mai joase. TVA-ul la alimente este mai jos. Eu cred că magazinele se vor adapta la acest comportament al consumatorului. Sub ce formă ar trebui să fie această adaptare? Faptul că ele reduc prețurile. Tot niște studii recente la nivel european arată că magazinele sau rețelele de magazine care reduc prețurile, oferă discounturi, sunt mai frecventate și de către consumatori. Și eu cred că această strategie până la urmă va da roade și este un comportament firesc în momentul în care intri într-un magazin, chiar dacă nu vrei să cumperi ceva, dacă găsești un produs pe care îl consumai frecvent, dar la care ai renunțat, așa, pe care îl vezi ieftinit, tentația este să-l cumperi. Deci, până la urmă, se vor calma aceste prețuri acolo unde, bineînțeles, se poate, acolo unde prețurile de producție nu au urcat foarte mult.